Astăzi s-au împlinit 362 de ani de la sfințirea Catedralei Patriarhale din capitală. Locașul de cult cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, ctitoria domnitorului Constantin Șerban Basarab, a fost sfințit de Patriarhul Macaria al Antiohiei și al întregului Orient, împreună cu Mitropolitul Ștefan al Țării Românești și cu episcopii de Râmnic și de Buzău. De-a lungul anilor au avut loc lucrări de restaurare, ultimele fiind efectuate în perioada mai-octombrie 2008. În urma acestora, în data de 26 octombrie 2008, la sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, catedrala a fost resfințită. Parohia Timișoara Iosefin, în colaborare cu Fundația Parohială Preot Ioan Olariu și Societatea Femeilor Creștin-Ortodoxe din Timișoara, au donat echipamente medicale de peste 35.000 de lei mai multor unități medicale din județul Timiș, peste 8.000 de măști, mănuși de protecție, componente medicale necesare în maternitate și prosoape au fost oferite secției de neonatologie a maternității Bega din Timișoara, Spitalului Județean Timișoara, Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș Timișoara și Spitalului Orășenesc Deta. Parohia Timișoara Iosefin desfășoară și alte proiecte sociale care au ca scop îmbunătățirea vieții aproapelui. În perioada 28 aprilie 3 mai, Arhiepiscopia Târgoviștei a alocat peste 71.000 de lei pentru susținerea unor persoane vulnerabile. În acțiunile filantropice au fost implicați 204 voluntari și 70 de preoți. Cele 1658 de persoane ajutate au primit hrană caldă, alimente de strictă necesitate, produse igienico-sanitare și medicamente. De asemenea, le-au fost achitate serviciile medicale și facturile la utilități celor aflați în dificultate. Cele 20 de mănăstiri din Sfântul Munte Athos pot fi vizitate online pe site-ul mountathos360.com. Website-ul pune la dispoziție panoramele virtuale ale mănăstirilor, iar rubrica dedicată fiecărui așezământ monahal include un scurt istoric și fotografii. Autorii își doresc să creeze un documentar istoric global cu acces liber pentru toți, astfel încât Muntele Athos să poată fi vizitat de la distanță de oricine. Site-ul este prezentat în limbile greacă, engleză și rusă. Lista mănăstirilor va fi completată cu panorame de la 10 schituri și chilii, precum și de la 3 peșteri din Sfântul Munte.